Fiți atenți, dacă mai devreme vă spuneam de o regulă care ar fi pe placul românilor, următoarea i-ar băga cu siguranță în închisoare. Nu știu câți dintre voi știți, dar WhatsApp sau Facebook Messenger sunt interzise în Dubai și am să vă explic imediat de ce. Aici, în Dubai, răspândirea zvonurilor, bârfa, mai pe înțelesul tuturor, inclusiv în mediul online, te poate băga în închisoare. Salutare, prieteni, și bine ați revenit! Astăzi o să discutăm despre un subiect extrem de interesant despre care foarte puțin vorbesc, și anume regulile pe care trebuie să le respecti cu sfințenie dacă ajungi aici, în Dubai. Iar dacă nu vii, poți să le iei ca pe niște simple curiozități. Am pregătit o listă cu aceste reguli, iar în timp ce vă vorbesc despre ele, o să facem și o scurtă plimbare prin această grădină minunată, Miracle Garden se numește, un loc extraordinar la prima vedere. Ia priviți, un avion acoperit cu flori. Cu toate că nu mă simt foarte bine, o să încerc să termin clipul astăzi, pentru că am decalat programul foarte mult și nu e bine. Foarte multă lume și la această oră. Este ora 6, pentru că mai devreme nu ai cum să vii, pur și simplu te arde soarele, te prăjește. Oare vom găsi și România? Pentru că nu mai amintesc ultima dată când echipa noastră a participat la Cupa Mondială. Nu am găsit steagul României până acum. Dacă ați fost pe aici și l-ați văzut voi, să-mi lăsați și mie în comentarii. Dar să lăsăm fotbalul și să discutăm despre WhatsApp, pentru că, sincer, eu până am ajuns aici în Dubai nu am auzit de această problemă, între ghilimele. Nu poți suna pe nimeni pe WhatsApp sau Facebook Messenger, pentru că nu ți este permis, este ilegal, din câte se pare. Cât de bine este aici, te mai răcorește puțin. Nu vă dați seama cât de cald poate să fie în cursul zilei. Apelarea vocală și video prin intermediul acestor aplicații este strict interzisă. Acest lucru se datorează politicilor stricte de cenzură și control al serviciilor de telecomunicații de către guvernul local. Ca să ne înțelegem, comunicarea prin mesaje, text sau trimiterea de fotografii este permisă, doar că nu ai voie să suni pe cineva. Ca alternativă, guvernul promovează utilizarea aplicațiilor de apelare vocală și video aprobate local. Aceste aplicații oferă servicii similare cu WhatsApp, dar cu unele restricții și cu conformitatea față de reglementările locale. Dacă vii în Dubai și vrei să folosești WhatsApp-ul pentru a vorbi cu persoanele de acasă, singura soluție este să folosești un serviciu VPN legal și sigur, pentru că și aici, când discutăm despre VPN, este cu dus și întors. Sunt câteva reguli și legate de vestimentație despre care o să discutăm mai târziu, dar văd că nu se aplică. Ca de obicei, majoritatea regulilor sunt mai mult pe hârtie. Utilizarea VPN-urilor în Dubai este în general un subiect sensibil, pentru că aceste servicii permit utilizatorilor să-și mascheze identitatea online și să acceseze conținut care altfel ar fi restricționat sau cenzurat într-o anumită regiune. În 2016, Guvernul Emiratelor Arabe Unite a introdus o lege care penalizează utilizarea necorespunzătoare a VPN-urilor. Legea prevede că utilizarea acestor servicii pentru a comite acte ilegale sau a accesa conținut interzis este ilegală și poate duce la sancțiuni severe, inclusiv amenzi, confiscări și, în unele cazuri, închisoare. Pentru a mă face mai bine înțeles, dacă folosești VPN-ul în Dubai pentru a te uita la filme pentru adulți, spre exemplu, poți să ajungi în închisoare. Cu toate acestea, utilizarea VPN-urilor în scopuri legitime, cum ar fi protejarea datelor personale, nu este în mod explicit interzisă. Afișarea publică a afecțiunii este considerată inacceptabilă și nepotrivită în Dubai. Normele și valorile culturale locale se bazează pe tradițiile islamice conservatoare. Prin urmare, afișarea afecțiunii în public poate fi văzută ca un gest ofensator și lipsit de respect față de locuitori și cultura locală. Iar aceste reguli nu sunt doar pentru localnici, sunt și pentru turiști, așa că aveți grijă. Bine, ele așa arată pe hârtie. În realitate, lucrurile stau puțin diferit. Dar mai bine să fii precaut, pentru că niciodată nu se știe. Această grădină a fost deschisă de Ziua Îndrăgostiților în 2013 și are o suprafață de peste 72.000 de metri pătrați, ceea ce o face cea mai mare grădină cu flori din lume. Sunt peste 50 de milioane de flori și peste 250 de milioane de plante. Ați auzit bine, 250 de milioane de plante. Iar din câte am înțeles, astăzi este ultima zi în care acest parc mai este deschis. Va redeschide la toamnă,
pentru că aproximativ 6 luni pe an este închis. Aici avem un castel. Mă gândeam că dacă se lasă seara nu o să reușesc să mai filmez pentru că nu o să am lumină. Dar nu este așa. Din contră, este mult mai plăcut seara. Nu înjurați în public. Este esențial să fiți respectoși și să vă controlați limbajul în public, în conversațiile cu localnicii și nu numai, pentru a evita neînțelegerile. Bine, acest lucru ar trebui să fie valabil peste tot, nu doar în Dubai. Trebuie să evitați sub orice formă limbajul vulgar, înjurături sau expresii, comentarii sau glume care ar putea fi considerate ofensatoare pentru localnici sau pentru cultura și religia islamică. Aceste lucruri pot fi considerate infracțiuni și sunt pedepsite foarte dur aici. Poți ajunge chiar și în spatele gratiilor. Înjurăturile se pedepsesc cu până la un an de închisoare și o amendă de până la 10.000 de dirhami, 2.400 și ceva de euro. Arătarea degetului mijlociu este considerat un gest indecent care încalcă mândria, intimitatea și sau modestia unei victime, poate duce la deportare. Aceste lucruri sunt valabile și în online. Folosirea înjurăturilor în mesajele WhatsApp sau pe orice rețea socială sau platformă de mesagerie încalcă legile cibernetice din Emiratele Arabe Unite. Puteți primi o amendă de până la 250.000 de dirhami, aproximativ 61.000 de euro, o pedeapsă cu închisoarea sau deportarea. Nu este nevoie să tastezi o înjurătură pentru a fi pedepsit, este suficient un simplu emoticon care arată degetul mijlociu, spre exemplu, și o pățești. Avem foarte mulți copii care plâng, dar asta e realitatea, nu avem ce face. Ne descurcăm. Și pe mine mă doare capul de zici că acum îmi explodează, dar nu renunț, vreau să termin clipul. O să termin aici, nu o să mai merg în alte părți ale orașului, pentru că v-am zis și la început, mă simt rău, abia mă țin pe picioare. Așa că o să încerc să discut despre toate aceste reguli aici, în acest loc. După care, în următoarele clipuri, o să explorăm mai pe larg acest oraș. Am găsit câțiva elefanți. La următorul punct o să discutăm despre un lucru care cu siguranță o să fie apreciat de către români, pentru că doar în România auzi mai peste tot, nu ai voie să faci poze aici, nu ai voie aici, nu ai voie aici. Dar au făcut o muncă titanică acești oameni. Lucrul acesta este de apreciat. Acum, da, înțeleg și pe cei care vor spune că totul este artificial. Artificial între ghilimele, pentru că florile sunt naturale. Totul este natural, dar ați înțeles ce vreau să spun. Din punctul meu de vedere, este de apreciat pentru că acești oameni au creat o oază de verdeață în deșert. Mi-a privit câte ghivece au pus. Unul dintre multele lucruri esențiale pe care nu trebuie să le faceți în Dubai este să fotografiați oameni fără permisiune. Pentru un turist, Dubaiul este un oraș extraordinar, foarte frumos și atunci când ajungi aici, ești tentat să faci poze și să filmezi absolut orice. Cu toate acestea, ar trebui să fii extrem de precaut, deoarece modestia și siguranța sunt foarte importante pentru oameni și nu ai voie să faci fotografii fără consimțământ, mai ales dacă vorbim de femei și copii. Bineînțeles, aici intervin și sensibilitățile culturale, tradițiile islamice, așa că aveți mare grijă. Din experiență proprie vă spun că eu nu am avut probleme până acum. Am filmat aproape peste tot și nu mi-a spus nimeni nimic. Din contră, foarte multe persoane mă salută. Acum trebuie să țineți cont de mai mulți factori. În această țară sunt foarte multe persoane străine, foarte mulți expați și când vine vorba de filmarea lor, lucrurile se schimbă pentru că la ei în țară acest lucru nefiind interzis, ei nu o să spună nimic, dar atunci când filmezi sau fotografiezi localnici, lucrurile se pot schimba. Spun se pot pentru că din interacțiunea mea cu localnicii, lucrurile stau altfel. Contează foarte mult și cu ce filmezi. Spre exemplu, eu acum filmez cu telefonul. În momentul în care filmez cu telefonul, foarte multe lucruri îți sunt permise, dar în momentul în care vii să faci un astfel de clip cu o cameră profesională, lucrurile se schimbă. În acest parc nu ai voie să vii să filmezi aici fără aprobare, dar dacă vii și filmezi cu un simplu telefon, totul este permis.
Haideți să discutăm și despre alcool. Poate mulți dintre voi nu știți asta, dar aici consumul de alcool în spațiile publice este strict interzis. Acest lucru poate duce la amenzi usurătoare sau închisoare. Asta pentru că atât în Dubai cât și în Emiratele Arabe Unite, reglementările sunt stricte privind consumul de alcool. Legile privind consumul de alcool se aplică tuturor, indiferent dacă sunteți turiști, expați sau cetățeni ai Emiratelor. Ca să nu ne mai lungim, în concluzie, nu consumați alcool în public. Dacă doriți să beți, faceți-o în spații private sau în locații licențiate, cum ar fi hotelurile sau cluburile de noapte. Dar nu trebuie să fii văzut beat în public, așa că în momentul în care ai ieșit din clubul de noapte, ai luat un taxi și ai mers direct la hotel sau unde ai tu cazarea. Fiți atenți, dacă mai devreme vă spuneam de o regulă care ar fi pe placul românilor, următoarea i-ar băga cu siguranță în închisoare. Răspândirea bârfelor te poate băga în închisoare. Da, ai auzit bine, răspândirea bârfelor sau a zvonurilor aici în Emiratele Arabe te poate băga în închisoare, mai ales dacă acestea sunt distribuite online. Răspândirea bârfelor sau a știrilor false pe rețele de socializare nu este doar o formă de hărțuire cibernetică și poate băga oamenii în închisoare până la 3 ani, precum și amenzi de până la 1 milion de dirhami. Acest lucru se aplică persoanelor care răspândesc cu bună știință informații înșelătoare sau false care pot dăuna interesului public. Autoritățile din Emiratele Arabe Unite iau foarte în serios răspândirea acestor lucruri și au instituit legi stricte pentru a proteja reputația și interesele publice, precum și drepturile individuale. Încă nu am terminat, credeți sau nu, dar în această țară dansul în public este considerat ofensator. Așa că, dacă doriți să evitați unele amenzi, asigurați-vă că dansați în locuri autorizate sau între cei patru pereți ai camerei dumneavoastră. Un lucru pe care l-am întâlnit în aproape toate țările din Asia, criticarea sau manifestarea lipsei de respect față de membrii familiei regale în public, în mediul online sau în alte forme de comunicare, este considerată ofensă gravă. De asemenea, acest lucru se aplică și la criticarea sau manifestarea lipsei de respect față de guvern, religie, valorile și cultura locală. Sunt anumite reguli și cu privire la vestimentația femeilor în această țară, dar din câte am văzut eu până acum, nu se pune mai nimic în practică, cred că fac o excepție pentru turiști. Cu toate acestea, încercați să purtați, să aveți o vestimentație cât mai decentă, pentru că vă aflați totuși într-o țară musulmană. Dacă ești în Dubai și circuli cu o mașină murdară, poți primi 700 de euro amendă pentru asta, pentru că este considerat că strici imaginea orașului și afectezi sănătatea publică. Așa că nu circula cu o mașină murdară. Dacă ai tendința să te uiți în telefonul persoanei de lângă tine, ei bine, nu face asta în Dubai, pentru că verificarea telefonului altei persoane te poate băga în închisoare aici în Dubai. Verificarea telefonului fără acordul persoanei respective. În Dubai, verificarea telefonului cuiva fără permisiunea acestuia este considerată o invazie a vieții private a acestei persoane. S-ar putea să primești un minim de 6 luni de închisoare și o amendă între 100.000 și 500.000 de dirhami, adică undeva între 24.000 de euro și 120.000 de euro. Foarte mare atenție la medicamente atunci când vii în Dubai. Știu că ne place să avem o provizie de medicamente atunci când plecăm undeva. Ei bine, aici foarte multe medicamente sunt interzise, așa că aveți mare, mare grijă. Este important să fiți conștienți de restricțiile cu privire la medicamente în momentul în care ajungeți în această țară. Este esențial să luați în considerare următoarele sfaturi înainte de a călători în Dubai când vorbim de medicamente. Eu vă sfătuiesc să verificați lista cu medicamentele permise pe site-ul oficial al Ministerului de Externe sau pe site-ul Ministerului Sănătății din Emiratele Arabe Unite pentru a afla ce medicamente sunt permise la intrarea în țară. Foarte important, evitați medicamentele cu codeină. Foarte multe medicamente pentru răceală și gripă conțin codeină
care este considerată ilegală în Dubai. Verificați cu atenție ingredientele medicamentelor pe care le luați cu voi și evitați orice produs care conține codeină. Dacă trebuie să călătoriți cu medicamente eliberate pe bază de rețetă, asigurați-vă că aveți o copie a rețetei originale sau o scrisoare de la medicul dumneavoastră de familie care să explice necesitatea acestor medicamente. Acest lucru poate ajuta în cazul în care autoritățile vamale vă cer să furnizați dovezi ale necesității medicamentelor. Ar mai fi încă un lucru important, trebuie să vă asigurați că toate medicamentele sunt păstrate în ambalajul lor original și că etichetele nu sunt deteriorate sau modificate în niciun fel. Acum este ora 21 și cred că este momentul perfect pentru a vizita această grădină. Au mai rămas foarte puțini oameni. S-a făcut răcoare, dacă vă vine să credeți. Aici ziua sunt peste 40 de grade, cu mult peste 40 de grade la soare, dar seara este răcoare. Semințele de mac sunt de asemenea interzise în Dubai, dar nu cred că aveați de gând să veniți cu semințe de mac după voi. Cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc frumos pentru că ați rămas până la final. Știu că astăzi nu am fost în cea mai bună formă, din păcate, dar asta este, a trebuit să fac clipul într-un fel sau altul, pentru că mai avem foarte puține zile aici în Dubai, urmează să plecăm și trebuia să fac clipul într-un fel sau altul, pentru că deja am stat 5 zile în casă, mă simt ceva mai bine, dar nu sunt 100% nu sunt 100% recuperat. Asta este, eu vă mulțumesc frumos pentru că ați rămas totuși cu mine până la final. Nu uitați să ajutați acest clip cu un like și să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume și ne vedem data viitoare într-o nouă aventură. Până data viitoare, numai bine!